Nașterile premature se înmulțesc în România, iar medicii trag un semnal de alarmă pentru a se investi în maternități. Asta pentru că în multe orașe din România nu există incubatoare. Mai mult, sute de mame nu reușesc să ajungă deloc la medic pe perioada sarcinii. Nașterile premature ating un record în țara noastră. Cifrele îngrijorătoare îi fac pe medici să tragă un semnal de alarmă. Numărul copiilor născuți prematuri s-a dublat anului anterior. Cifrele îngrijorătoare i-a făcut pe medici să tragă un semnal de alarmă pentru a se investi mai mult în maternități, dar și în programe menite să ajute mamele să ajungă rapid la spital. În ultimul an, un copil a venit pe lume la doar 22 de săptămâni de sarcină, cel mai mic termen. Potrivit specialiștilor, un copil născut prematur poate sta până la 7 luni în incubator. Mai mult, la nivelul întregii țări, numărul nașterilor premature s-a dublat în 2023 și, surprinzător, cele mai multe cazuri au fost în București. Din păcate, doar în orașele mari din România există incubatoare, iar femeile din țară care nasc prematur trec prin adevărate drame până ajung să-și țină copiii la piept. Micuți, foarte micuți, cât o palmă. A fost un șoc pentru mine la început, dar am fost cu speranță. Îmi doream foarte mult să-l ating. După ce am născut, am fost la terapie intensivă în incubator, dar a respirat singur. După, micuțul a făcut un șoc, i-a cedat sistemul digestiv și a urmat intubarea cam două-trei săptămâni, a povestit Loredana o mamă. Nașterile înainte de termen vin la pachet cu alte afecțiuni, așa că părinții sunt nevoiți să meargă la controle timp de câțiva ani bun după naștere, relatează România TV.net.